Vă salut prieteni și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Videoclipul de astăzi este foarte interesant, așa că rămâneți cu mine până la final. De asemenea, abonați-vă la canalul meu dacă încă n-ați făcut-o, apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când eu postez. Și de asemenea, nu uitați să scrieți cât mai multe comentarii. Vizionare plăcută! Vlad și Vera trăiau în același sat, unul lângă celălalt. De când erau copii, erau de nedespărțit au crescut și s-au jucat împreună și toți din jur îi numeau Mire și Mireasă. Niciodată nu li s-a părut plictisitor să fie împreună. Vera era energică și în ciuda tinereții sale, știa cum să-l îmbâlânzească pe Vlad Capricios. El îi respecta autoritatea și se supunea imediat. Timpul a trecut. A venit timpul să meargă în clasa întâi. La școală ei stăteau la aceeași bancă, în clasele primare, Vera se asigura că Vlad își nota temele în jurnal și îl ajuta să rezolve lucrările de control, iar în clasele mai mari el copia fără jenă temele de acasă de la ea. Mirele și Mireasa Colegii de clasă îi păcăleau, iar profesorii urmăreau cu zâmbetul pe buze cum acești doi se înțeleg repede în orice situație. Câțiva ani au trecut în observați. Vera a crescut și s-a îmbunătățit. Părul lung și ondulat, ochii mari și verzi, talia subțire, o adevărată frumusețe. Băieții locali se uitau la ea, dar Vlad era întotdeauna lângă ea. El a crescut mult în ultimul an. Era un băiat drăguț, cu o grămadă de păr blond pe cap și un zâmbet alb ca zăpada. Acum s-a întins, a devenit înalt și atletic. Multe fete i-aruncau priviri îndrăgostite. Le plăcea să se plimbe împreună prin pădure, să alerce prin câmp, să respire mirosul de iarbă proaspătă și flori de câmp. Păsările cântau pentru ei cu toată vocea, de la simple sunete la triluri elaborate. Vera a cules flori de mușețel și a făcut două coroane pe care le-a pus pe capete. Părul dezlegat cădea pe umeri în valuri moi. Ea stătea cu picioarele sub ea, privind visător în depărtare. Îți dai seama, acest câmp, această pădure, acest soare, totul va fi la fel în 20, 30, 50 de ani. Noi vom fi deja bătrâni, copiii noștri vor fi deja mari până atunci, apoi copiii lor vor avea copii. Mă întreb dacă mă vei iubi după atâta timp. A întrebat Vera. Desigur, dacă mă îndrăgostesc, va fi pentru tot restul vieții, a asigurat Vlad. Voi veni din armată, mă voi căsători cu tine și nu ne vom mai despărți niciodată, nici măcar pentru un minut. Vera, pot să te sărut. Toată lumea ne numește Mire și Mireasă, dar nu te-am sărutat niciodată. Vera l-a privit și ret, a gândit și a răspuns. Poți, dar doar pe obraz. Ea a închis ochii și a prezentat obrazul roșu. Vlad a sărutat repede și s-a retras. Inima lui a început să bată de fericire. Ei bine, ce ai simțit? a întrebat el. Că te iubesc foarte mult, a răspuns Vera și s-a înroșit. Te voi iubi toată viața, până în ultimul moment. În acel moment se simțeau bine și liniștiți. Prietenia lor copilărească se transforma treptat în dragoste. După terminarea școlii, Vera l-a condus la armată. Timp de doi ani, ea i-a scris scrisori. Mie dor, te aștept, te iubesc. El a răspuns liniștindu Mai este puțin, așteaptă, mă întorc curând. Mai erau doar câteva zile până când Vlad se întorcea. Vera slăbise așteptându-le pe cel iubit. Părinții se înțelegeau deja despre nunta lor, pregăteau zestre, planificau unde să-i caseze pe tineri, dar soarta a decis altfel întoarcerea lui Vlad nu era așteptată doar de Vera. Fetele locale priveau cu invidie la fata disperată. Una dintre ele era Svelana, care de mult timp nu-i acorda priviri prietenoase Verei. Ea a avut un plan rău. A decis să ia logodnicul cu orice preț. Era o fată atrăgătoare, dar complet opusul Verei. Părul întunecat, ochii căprui și fierbinți, corpul suplu și pielea bronzată, se simțeau rădăcinile țigănești. În sat erau suficienți băieți, mulți încercau să o curteze, dar Svelana voia să-l aibă doar pe Vlad, așa că a pregătit un plan perfid pentru întoarcerea lui. Vlad s-a întors în mai, când natura se trezise din somnul de iarnă. Copacii înfloriți se îmbrăcau în rochii de nuntă albe ca zăpada, păsările au revenit din țările calde, insectele au început să apară din pământ, masculii curtând femelele, făcând cuiburi. Vlad și-a lăsat lucrurile la poartă și a alergat la Vera inima îi sărea din piept. În sfârșit, separarea a fost lăsată în urmă și în față o viață întreagă. A deschis poarta și a văzut pe verandă pe cea iubită. Vera simțise ca și cum ar fi trebuit să iasă. I-a înghețat pentru o clipă și a încercat să înțeleagă dacă nu a avut o viziune. Era Vlad. Cât de matur și frumos a devenit! Uniforma îi se potrivea perfect, accentuând toate calitățile corpului său atletic. Șapca era înclinată îngrijit pe ceafă. Și-a deschis larg brațele și a strigat: „Ce, nu o să dai o îmbrățișare logodnicului tău?” Vera s-a aruncat în brațele iubitului și a început să plângă. Cât de mult te-am așteptat. În fiecare seară, înainte de a adormi, îmi imaginam întâlnirea noastră. Ai venit și mi-am pierdut darul vorbirii de fericire. Vera, te rog, nu mai plânge. Ar trebui să fim fericiți acum, m-am întors. În momentul în care buzele tinerilor s-au întâlnit într-un sărut lung, s-a auzit un strigăt din casă. Oh, ce nenorocire! Pe cine mai lăsat? Cum să trăiesc fără tine? Vera s-a uitat speriată spre casă. Vlad încă o ținea pe iubita lui în brațele lui puternice, dar în acel moment a realizat că ceva foarte rău s-a întâmplat. Mama Verei, cu ochii în lacrimi, a apărut pe verandă. Ea a continuat să țipe tare. Vera! Fica mea! Surioara mea iubită! Mătușa ta, Antonina, a murit azi. Cum să trăim fără sora mea cea mai mare? Mama s-a prăbușit fără puteri pe trepte și-a scos pasmaua de pe cap și și-a șters fața plină de lacrimi. Vera s-a așezat lângă mama ei și a îmbrățișat-o. Mami, ce s-a întâmplat cu mătușa Antonina? Nu era bolnavă, nu. Nu știu, fica mea. Vecina a sunat. Trebuie să mergem în oraș. Nu este nimeni să o înmormânteze. Bună, mătușa Elizaveta, a rostit cu greu Vlad. Doamna Elizaveta și-a ridicat capul spre voce. Surpriza s-a fixat pe fața ei. Vlad, fiule, te-a întors. Și noi avem un mare necaz. Antonina mi-a murit. Nu au reușit să se bucure de momentul revederii, pentru că Vera și părinții ei trebuiau să se ocupe de înmormântare. După ce a condus-o pe Vera, Vlad a mers să se întâlnească cu prietenii. Unii dintre băieți se întorseseră deja din armată, în timp ce alții urmau să fie demobilizați. Se însera când Svelan a aflat despre întoarcerea lui Vlad și plecarea urgentă a verei. Destinul i-a aruncat un cadou pe care a decis să-l primească cu brațele deschise. I-a așteptat până când băieții au început să se împrăștie spre case și l-a strigat pe Vlad. Salut, Vlad! De ce eviți vechi prieteni? Bun venit înapoi! Bună, Svelana! De când suntem prieteni? A răspuns el. Ochii lui se plimbau pe silueta ei perfectă. Era îmbrăcată într-o rochie ușoară și deschisă, a cărei tif se ridica delicat în bătaia vântului, dezvelindu-i picioarele lungi și bronzate. Dar tu te-ai schimbat. Am înnebunit ceva. Nu, de ce? Ești mai frumoasă. Uite, ce bine arăți! Am făcut asta pentru tine, Vlad, doar că nu vrei să observi. Cu aceste cuvinte, ea s-a apropiat de băiat, l-a luat de mână și și-a pus mâna pe talie. El a tresărit cu tot corpul și și-a retras mâna. Ce e cu tine? A reușit abia să spună. Hai să mergem până la râu. Îmi vei povesti cum a fost la armată, iar eu îți voi povesti ce s-a întâmplat în sat în ultimii doi ani. Uite ce noapte călduroasă și lună strălucitoare avem! E timpul perfect pentru plimbări! Vlad, ca hipnotizat, asculta vocea mângâietoare a Svelanei. Ea l-a luat de mână și l-a condus pe poteca, lipindu-se cu tot corpul de el. Luna a trasat o cale luminoasă pe apă. Reflexele ei de lumină jucau cu valurile. Undeva aproape, bufnițele își cântau cântecul. Atmosfera era ca dintr-o poveste. Svelana și-a dezvelit umerii și s-a întors spre Vlad. Lumina lunii cădea pe ochii ei, pe buze. Ea i-a ridicat cămașa și i-a mângâiat pieptul cu mâna. Pe corpul băiatului au trecut fiori. A fost cuprins de dorința de a o atrage spre el și s-au contopit într-un sărut pasional. Svelana a gemut la acest asalt și a gândit. Iată, acum ești al meu. După ceva timp, Vlad a realizat că s-a întâmplat ceva ireparabil. Fata s-a ridicat și s-a îndreptat goală spre râu. Datorită faptului că nu era adânc apa, s-a încălzit deja. Svelana, ca un infă marină, se bucura să se scalde în apă. Imaginea era frumoasă, dar nu îl încânta pe Vlad. Când Svelana a ieșit pe mal, el i-a spus, nu îndrăzni să spui nimănui, eu am logodnică. Dar eu, eu te iubesc de asemenea. Vera e iubita mea și în curând vom avea nuntă. Ce ai găsit la ea? Ea nu știe cum să se apropie de un bărbat. Dar cu mine ai fost bine, nu. Ești prea experimentată. Eu sunt cât la număr pentru tine. Primul. Doar te iubesc de mult timp, dar tu mergi pe lângă mine ca un orb. Nu a existat și nu poate exista nimic între noi, reține asta. S-a îmbrăcat repede și a plecat în grabă. Svelana l-a privit plecând și și-a spus pe sub nas, vom vedea pe cine o să te căsătorești. A plecat fericită spre casă, purtând în memorie sentimentul intimității recente și a săruturilor pasionale. Mergea și vorbea singură cu sine. Cum se spune în popor, cu culcântă, iar Leneșul stă și numără. Timpul va arăta cine se pregătește de nuntă. A zâmbit răutăcios. O mică victorie a fost obținută. După câteva zile, Vera s-a întors. Ultimele momente au fost grele pentru ea. Sufletul ei era sfâșiat între durerea de familie și iubitul ei. Vlad a încercat să uite ce s-a întâmplat cu Svelana. Nu putea înțelege cum s-a putut întâmpla asta parcă o eclipsă a căzut asupra conștiinței sale, care a oprit creierul. Cum ar putea acum să o privească în ochi pe iubita sa? Dar greutatea și rușinea au fost doar în primele minute ale întâlnirii. Apoi și-a stăpânit emoțiile, a început să converseze cu ușurință și să o privească cu ochii îndrăgostiți pe comoara sa. Vera era opusul total al Svelanei, păr blond, piele albă, trăsături regulate ale feței, ceva mai mică de statură, dar principala diferență era modestia și bunul simț natural. Ultima era principala ei virtute. După ce s-au întâlnit, cei doi au mers să se plimbe, să se izoleze de privirile străine și să se sărute din plin. Vlad ținea cu grijă mâna verei. Au mers fără grabă și și-au povestit cele mai recente știri. În mod neobservat, în timpul conversației captivante, au ajuns la locul lor ascuns, unde le plăcea să petreacă timp încă din copilărie. Când au fost ascunși de privirile străine, au putut în sfârșit să se îmbrățișeze liniștit. Stârnit de pasiunile recent trăite cu o altă fată, el a început să o atingă nerăbdător, însoțindu-și acțiunile cu un sărut fierbinte. Vera i-a îndepărtat mâinile de pe corpul ei și a spus în liniște. Așteaptă un pic, ne vom căsători și atunci voi fi a ta. Atât de mult timp de așteptat. Nu vom spune nimănui, nu mă iubești deloc. Nedumerit de refuz, a protestat Vlad. Te iubesc, dar până la nuntă nu-ți aparțin. E o chestiune de onoare. Vera și-a aranjat rochia, și-a strâns tivul pe genunchi și, încercând să calmeze situația, a întrebat. Îți amintești, ne-am sărutat aici pentru prima dată. Desigur, îmi amintesc. Atunci mi-ai făcut cunun din margarete și am spus că dacă te voi iubi, atunci va fi pentru toată viața. S-a schimbat ceva de atunci? Nu, desigur. Am trăit doi ani cu gândul la întâlnirea noastră. În seara asta mă voi duce la părinții tăi să-ți cer mâna și să stabilesc detaliile nunții. Mai așteaptă un pic. Lasă mama să-și revină după înmormântare. Peste două săptămâni putem discuta, altfel nu pare corect. Doar ieri am înmormântat o pe mătușa Antonina, iar astăzi deja vorbim despre nuntă. Cei doi stăteau așezați, strânși unul la altul. Erau atât de apropiați, și Vera simțea fără cuvinte că Vlad simte la fel. Afectuos, cald, omniprezent și imponderabil, pasional și dăruind pace și fericire, să fii aproape și să iubești. Vântul crea în pădure o răcoare plăcută într-o zi călduroasă. Păsările au dat un concert și au cântat din toți plămânii. Vegetatie proaspătă, primele flori, albinele băzind ce altceva poate aduce atât de multă bucurie inimii. Svelana, după victoria pe care a obținut-o, nu stătea degeaba. A împărtășit bucuria sa cu o prietenă, apoi cu alta. Zvonurile au început să circule prin sat. Oamenii șușoteau în spatele celor doi și al părinților lor. În acest timp ei și-au depus cererea la Consiliul Sătesc pentru înregistrarea căsătoriei lor și au început pregătirile pentru nuntă. Svelana a avut norocul să rămână însărcinată după acea întâlnire. A decis că dacă așa s-a întâmplat, atunci Dumnezeu este de partea ei și este timpul să înceapă să acționeze. Abia aștepta să-i spun această veste verei. Cunoscându-i caracterul, putea prezice reacția cu o probabilitate mai mare, așa că Svelana planifica să o pândească pe Vera pe stradă și să-i spună totul în detaliu. În acea zi, o surpriză neplăcută l-aștepta pe Vlad, care nu avea nicio bănuială. Seara avea o întâlnire cu Vera pentru a se plimba cu băieții. Până la urmă, erau ultimele zile de burlăcie. Pentru oamenii căsătoriți, nu se cuvenea să se lase de capul lor. Când era aproape pe pragul ușii și era gata să plece, a bătut cineva la ușă. Spre surprinderea lui, a venit Svelana cu părinții ei. Capul familiei i-a salutat pe stăpâni. Bună seara! Vlad s-a speriat, dar fără să-și arate emoțiile, a răspuns bună seara, intrați! În mintea lui se învârteau gândurile de ce au venit, și încă cu Svelana. Observând că Vlad se pregătea să plece, tatăl s-a uitat la el cu un ochi sever și a zis de fapt: Am venit la tine, așa că stai puțin. Chemăți părinții, avem de discutat. Situația lua o turnură nedorită. Se simțea că nu au venit cu bunăvoință. În hol a apărut tatăl lui Vlad. Din expresia feței sale se putea înțelege că era cu adevărat surprins de vizita atât de neașteptată. Bună seara, oaspeți dragi! Pentru ce ați venit? Am venit să anunțăm că în curând vom avea un nepot sau o nepoată. Tatăl Svelanei s-a uitat la Vlad și a adăugat: și acesta este tatăl fericit. Nu înțeleg nimic. Vă rog să intrați în casă. Dragă, avem oaspeți! Pune ceainicul sau poate ceva mai puternic. Haideți să începem! Vreți să spuneți că fiul nostru a însărcinat-o pe Svelana? Cum este posibil? Vera este mireasa lui. Au depus deja cererea de înregistrare. Tatăl lui Vlad s-a agitat, fără să înțeleagă nimic, a început să așeze oaspeții neașteptați la masă. Tatăl lui Vlad s-a uitat la Svelana, i-a răspuns cu încredere, întrebați-vă fiul. Sunt însărcinată cu el. Nu-i așa, Vlad? Vlad a devenit mai palid decât varul alb. Mama, care venise, s-a uitat mustrător la fiul ei și a întrebat, este adevărat, fiule? Da, este adevărat. I-am prins când m-am întors doar din armată, iar Vera a plecat la înmormântare. Vlad se uita la podea. Doar prin venele lui care tremurau se putea înțelege ce furtună de sentimente se înfășura în sufletul lui. O iubesc pe Vera și vreau să mă căsătoresc cu ea. Și ce ne sugerezi să facem? a întrebat mama Svelanei. Deci te vei căsători și vei trăi fericit, iar fica noastră va crește singură copilul tău. Dar nu o iubesc pe fica voastră. La ce te gândeai când te-ai urcat pe ea? mama fetei a continuat să întrebe. Diavolul m-a înșelat, a răspuns Vlad. Ei bine, trebuie să răspunzi pentru jocurile tale diabolice. Dragostea este așa, astăzi nu este, mâine apare. Svelana este o fată frumoasă, deci nu ar fi rușinos să o iei de nevastă. Și are o zestre bună. A rămas o casă de la bunica, vom aloca niște animale, și tot ce este necesar pentru gospodărie există, a argumentat tatăl fetei. Nu se cuvine ca un copil să crească fără tată. Dacă suferi, vei iubi fiule, a spus mama. În vremurile vechi, părinții se înțelegeau între ei pe cine și cu cine să căsătorească. Familiile erau puternice, iar divorțul nu era cunoscut. Și ar fi trebuit să te gândești la dragoste mai devreme. Acum, situația s-a schimbat. Trebuie să răspunzi pentru aventurile tale, a adăugat tatăl. Ți-ai controlat singur destinul. Prin urmare, dacă recunoști că ai fost implicat, căsătorește-te cu Svelana. Nu știu cum vei explica asta verei și părinților, dar nu îți voi permite să creezi copii fără tată. Iată cuvântul meu de tată. Vlad a ieșit din casă, iar după el a ieșit și Svelana. Ei bine, ai obținut ce-ți doreai. Cum plănuiești să trăiești fără iubire? Te voi ură pentru că mi-ai stricat întreaga viață, i-a spus el cu răutate voi iubi pentru amândoi, iar când se va naște copilul, mă vei iubi și pe mine, l-a asigurat fata, punându-și mâna pe umărul lui. Vlad a îndepărtat brusc mâna și a plecat fără un scop anume. Lăsând geanta pe prag, Vera a căzut epuizată pe canapea. Lacrimile îi curgeau necontenit din ochi. În dimineața aceea era plină de speranță pentru un viitor fericit, nu putea suporta separarea de cel iubit. Dar acum totul s-a prăbușit. Ajungând la casa lui Vlad, a văzut ușa închizându-se și a crezut că e el. Dar abia a vrut să intre când a auzit voci străine. Sprijinită de perete, a început să asculte. Aceasta i-a sfășiat inima în mii de bucăți. Vera a rămas întinsă pe canapea până când mama ei s-a întors de la muncă. Simțind că ceva nu este în regulă, doamna Elizaveta s-a apropiat de fiica ei. Fata mea, ce s-a întâmplat? Fără să-și ridice capul, Vera a răspuns, nunta nu va avea loc. Picioarele singure l-au dus pe Vlad la Vera, dar nu știa ce să-i spună sau cum să se justifice. În doar câteva minute a ajuns la casa ei. Pe prag l-a întâmpinat mătușa Elizaveta. Ea a blocat intrarea în casă. Trebuie să vorbesc cu Vera. Nu ai despre ce să vorbești cu noi. Du-te la a ta, dragul meu, și să nu mai vii pe aici. Nu voi pleca până nu o văd pe Vera. Mamă, te rog, dăm un minut să vorbesc singură. Vera a ieșit în întâmpinare. Și-a ridicat ochii plini de lacrimi și a întrebat ce voi ai să-mi spui. Îmi pare rău dacă poți să mă ierți. Nu pot explica cum s-a întâmplat asta. Te-am iubit și te iubesc numai pe tine, a spus cu greu vlat. Iubirea ta nu valorează nimic dacă ai procedat așa. Acesta este ultima noastră întâlnire. Nu vreau să te mai văd niciodată. Te eliberez. Du-te la soția ta. Fi fericit și adio. Lacrimile îi curgeau pe obraș, lăsând o dără umedă, vocea îi tremura, iar inima îi bătea nebunește de durere și disperare. Ușa s-a închis. Bătaia ușii a răsunat în capul ei pentru câteva minute. Vera s-a lăsat pe canapea. Mama s-a așezat lângă ea și a îmbrățișat-o. Mamă, știi ce am decis? Ce? A întrebat speriată doamna Elizaveta. Voi merge în oraș pentru a intra la universitate. Înainte plănuiam să studiez la secția fără frecvență. Dar acum are sens să obțin educație la secția de zi. Așa este corect. O bună specializare te va ajuta să obții un loc de muncă în oraș ești o fată inteligentă. Cred că vei reuși, iar noi, cu tatăl tău, te vom ajuta. Apartamentul mătușii Antonina este gol. Vei locui acolo. Vreau să plec de aici pentru a nu-i mai vedea. Cine s-ar fi gândit că viața mea se va schimba atât de brusc? Dar mă voi descurca, îți promit asta. Având sprijinul familiei lui Vlad, părinții Svelanei se grăbeau cu nunta până, cum se spune în popor, mireasa nu va avea burtă mare. Împreună cu viitoarele rude, au cumpărat alcool, produse necesare, au comandat o rochie cu voal pentru mireasă și un costum pentru mire. Se așteptau mulți oaspeți din ambele părți. Au făcut urgent o renovare cosmetică la casa destinată tinerilor. Vor începe viața de familie nu de la zero, așa cum se întâmpla înainte. Au primit o casă solidă, făcută din bârne bune, cu o baie separată, o șură, un loc pentru animale, un coteț pentru pui, pom fructiferi și aproximativ 20 de ari de teren pentru grădină. Având o astfel de gospodărie, cu o administrare abilă, se putea trăi confortabil, se puteau face copii și se putea bucura de fericirea vieții de familie. Dar dintr-un motiv oarecare, Mirele nu era încântat de toate acestea. Viitoarea soție nu este rea, nu ar fi o crimă să o iubești. Dar inima nu ascultă, suferă după dragostea vieții sale, după Vera. Vlad nu vorbește cu Mireasa și petrece tot timpul printre prieteni. Când Svelana se alătură grupului, el o ignoră sau pur și simplu nu-i acordă atenție. Nu și-a putut imagina cum să trăiască în continuare, dar nu exista altă cale. Nu se putea opune voinței tatălui, nu era obiceiul în familia lor să facă asta. Trebuia cumva să se obișnuiască cu soția și cu noua situație. Mâine este nunta și sunt invitați oaspeții. Svelana a alergat acasă la mire pentru a vedea cum se pregătește pentru sărbătoare, cum arată costumul de nuntă pe el, și pur și simplu pentru a-l vedea. Vlad încearcă costumul, vreau să mă asigur că nu este nevoie să-l prefacem, a solicitat ea. Nu vreau, totul este perfect. Nu-mi da bătăi de cap, du-te acasă. Astăzi este ultima zi de libertatea mea. De ce ești supărat? Mâine se vor aduna mulți oameni, ar trebui să fii cel mai frumos mire din sat. Am plănuit să fiu cel mai fericit din sat, dar nu cu tine, așa că pleacă și lasă-mă să trăiesc ultimele minute fericite în pace. Svelana l-a privit trist pe logodnicul ei, dar nu a îndrăznit să-i contrazică și a plecat doci la casă. Comunicarea nu funcționa. Vlad a plecat cu prietenii la așa numitul burlac, să bea pentru viața sa de celibatar. A venit acasă în zori, destul de beat și a căzut în pat. După câteva ore, mama a început să-l trezească pentru a avea timp să se pregătească. Nu se putea ridica, atunci tatăl a turnat pe bărbatul dormit o găleată de apă rece din fântână. După această procedură revigorantă, somnul a dispărut ca și cum ar fi fost alungat cu mâna și Vlad a început să se pregătească. Este timpul să mergem să răscumpărăm mireasa. Aș putea să mă lipsesc de toate aceste prostii, nu vreau nici măcar gratis, să nu mai vorbim despre bani, am urmăit el în barbă. Dar procesiunea era deja gata. Mașinile au plecat către casa miresei. Nașii au fost agili și au dus toată ceremonia rapid și vesel. Vlad a fost doar prezent și a executat obedient tot ceea ce i-s-a spus. În sfârșit a apărut mireasa. Nu este nimic de spus, Svelana era o mireasă frumoasă. Rochia albă strălucitoare arăta minunat pe corpul ei bronzat. Voalul ușor, împodobit cu o cunună de flori delicate, contrasta pe părul ei închis. Silueta ei adăuga eleganță imaginii. Din toate părțile se auzeau exclamații. Mireasa este frumoasă, ce frumusețe, ce norocos este Vlad! Toată lumea a remarcat asta, cu excepția Mirelui. Indiferent de voință sau nevoință, pentru el era totuna. Oaspeții s-au așezat la masă și a început seria de urări obositoare. Vlad turna cu entuziasm vodcă pentru el și o consuma la fiecare ocazie. A început să se îmbete și să se distanțeze de realitate. Sub strigatele de bucurie ale celor care-i urau amar. El o săruta pe Svelana, dar o vedea pe Vera în fața lui. Apoi, ceva neprevăzut s-a întâmplat. Băut bine, Vlad a plecat acasă la Vera în timp ce invitații dansau. La poarta casei s-a întâlnit cu toată familia fetei. Părinții o conduceau pe fată la oraș. La poartă era o mașină care urma să taie ultimul fir dintre cei doi iubiți. Ce faci aici? a întrebat cu o voce amenințătoare tatăl. Vera, tu pleci. A reușit să spună Vlad cu dificultate. Ne-am luat deja la revedere. Mergi cu Dumnezeu, soția ta te așteaptă acolo, a răspuns fata și s-a îndreptat spre mașină. Vlad a pus mâna pe geanta ei. Voi pleca cu tine. Eu o să te plec, nici măcar nu-ți poți duce picioarele. Ai tu peul să vii aici. Lasă-ne în pace pe noi, familia noastră. Ai acum viața ta, noi avem a noastră. Tatăl ei furios l-a apucat pe băiat de piept și l-a împins cu putere departe de, de fiica sa. Vlad a căzut și a încercat să se ridice, dar nu a reușit. Alcoolul și-a făcut treaba. Așa, pe marginea drumului, a adormit. Svelana și părinții ei s-au îngrijorat când au început să-l caute pe mire. Toată lumea era agitată. Un prieten de-al lui Vlad l-a văzut plecând și a presupus unde ar fi putut să se ducă mirele. Și nu s-a înșelat cu câțiva prieteni, l-au dus pe Vlad în casă și l-au pus la culcare. Nunta a continuat fără mire. Mirea s-a anunțat că el a băut de bucurie. Când invitații au plecat, Svelana a intrat în casă. Pe pat, soțul ei Beat dormea în costumul de nuntă. Ce frumos e împotriva tuturor, te voi iubi, iar tu îmi vei răspunde la fel, se gândea ea. Trebuie să-l dezbrac, a șoptit ea pentru sine și s-a apucat de treabă. Cu grijă i-a luat pantalonii și șosetele, i-a dat jos jacheta și cămașa, învârtindu-le dintr-o parte în alta. Cum te iubesc, a spus Svelana și și-a atins buzele de ale lui. Vlad s-a mișcat și a tras-o spre el. Căuta înțesăturile luxoase ale rochiei trupul ei. Așteaptă, acum îmi dau jos rochia. S-a dezbrăcat repede și a sărit în pat. El a îmbrățișat-o cu pasiune, a sărutat-o pe soția sa, pătrunzând într-o lume de pasiune și iubire. Vlad a șoptit. Cât de mult te iubesc, Vera! Apoi a îmbrățișat-o pe Svelana și a adormit, cu fața numărul ei. Vera s-a mutat să locuiască și să studieze în oraș. Pentru ea, asta era cea mai bună decizie. Nu voia să se întâlnească cu Vlad și Svelana din cauza durerii insuportabile și a resentimentelor. Vera s-a mutat în apartamentul mătușii sale, care a rămas după moartea mamei sale. Astăzi este zi liberă. Mai sunt multe de făcut. Ca orice femeie, Vera a început cu planificarea și curățenia apartamentului. A pregătit multe lucruri inutile de dus la gunoi. A dat jos perdelele și le-a pus la spălat. A spălat geamurile, podeaua, a schimbat lingeria. În apartament a devenit imediat luminos și confortabil. A mers la cel mai apropiat magazin de alimente. Cele două zile libere au trecut repede. Vera a încercat să nu se gândească la Vlad, dar tristețea și dezamăgirea erau profund înrădăcinate în inima fetei. Luni și-a dedicat timpul pentru a depune documentele la universitate. A ales Facultatea de Finanțe și Economie având în vedere că a terminat liceul cu note excelente, șansele de a fi admisă erau mari. Își dorea să înceapă studiile cât mai repede, pentru a avea mintea ocupată. Vera visa să găsească la universitate o prietenă cu care să meargă la cinema și la teatru, să împartă bucuriile și necazurile și pur și simplu să petreacă timp împreună. Acest lucru ar fi ajutat-o foarte mult să înceapă o nouă viață de adult. Dar deocamdată, Vera avea la dispoziție o vară caldă, multe cărți interesante și visurile unei fete. Vlad, deja de trei zile, este căsătorit. Atâta timp cât casa era plină de oaspeți, nu avea timp să fie trist. Însă, astăzi dimineață s-a trezit ca după un somn lung. Încă de dimineață, Svelana a început să se ocupe de cadouri. Ajunge cu somnul, uite câte lucruri ne-au dăruit a încercat să-și angajeze soțul în discuție, a anunțat ea cu bucurie. Vlad zăcea și se gândea că astăzi va trebui să discute cu soția sa, dar nu avea nicio dorință să o facă. Și despre ce ar putea să discute cu ea, când în afară de sex, nu aveau nimic altceva în comun. Tot ce era mai bun în viața lui rămăsese în urmă. Și dragostea și discuțiile sincere și fericirea. Înainte doar goliciune s-a ridicat din pat și s-a dus în bucătărie. Ai pregătit micul dejun? A întrebat el. Ea s-a uitat surprins la soțul ei. Deschide frigiderul, este plin de mâncare. Ai mâini, nu? Te poți ridica, încălzi și mânca. Fără să reacționeze prea mult la cuvintele soțului ei, Svelana a răspuns și a continuat să se ocupe de muntele de cadouri. Am o soție, tu ai vrut foarte mult să fii una, așa că lasă tot acest mărunțiș și pregătește micul dejun, a comandat Vlad. Nici nu mă gândesc la asta, acum trebuie să am grijă de mine și de copilul tău, așa că tu ar trebui să ai grijă de mine. Sarcina nu este o boală, ci o stare temporară, și pregătirea micului dejun nu este ca să cari cărămizii. Cum plănuiești să te descurci cu animalele și grădina dacă nu poți să gătești ceva de mâncare? dacă nu faci, voi merge să mănânc la mama. Nu ți-ar fi rușine. De ce să mi fie rușine, nu pleci la un om străin, a râs Svelana, animalele și grădina le vom îngriji împreună. Nu spera că voi munci de la zori până seara. Vlad s-a strâns și, trântind ușa, a plecat. Mama l-a ascultat pe fiul ei, l-a hrănit și l-a liniștit. Ea este încă tânără, va înțelege începe încet să-ți educi soția în modul în care ai nevoie. Toată lumea a început așa și veți ajunge să vă înțelegeți. Nu o iubesc. De ce mi-ați obligat să mă căsătoresc? Ar fi trimis-o să facă un avort și asta era tot. Crezi că Vera ar fi putut să te ierte? Sau sperai că nu va afla? Trăim la țară, aici nu poți ascunde nimic de nimeni. Trebuia să te gândești înainte acum trăiți în pace, așteptați copilul. Când se va naște, vei uita de toate problemele. Cum pot să o uit pe Vera? O văd în fața mea, nu pe Svelana. Timpul vindecă totul. Și fi mai amabil cu soția ta și ea ți va răspunde la fel. Noi, femeile, iubim cuvintele bune. După discuția cu mama, Vlad mergea spre casă și se gândea că trebuie cumva să-și regleze viața. Mâine se întoarce la muncă. După serviciul militar, a fost angajat ca tractorist, așa că nu va fi des acasă, mai ales vara. Acesta a fost o decizie bună pentru el. Între timp, Svelana a despachetat toate cadourile și s-a ocupat de bucătărie. Vei mânca? L-a întrebat ea de la ușă. Nu, am mâncat deja la mama, a răspuns el. Am fost foarte supărată după noaptea anunții. Părea că ești fericit cu mine. Oricum, așa simțeam. Iar tu m-ai numit Vera. Pentru ceea ce m-am luptat, am și reușit. Ai știut că eu și Vera am fost nedespărțiți încă de când eram copii. De ce te-ai băgat în relația noastră? Ai intrat singură sub mine. Singură, dar din dragoste. Altfel nu mi-ai dat șanse. Îți place cu mine în pat așadar o să mă iubești. Nu sunt o persoană urâtă. Voi naște un fiu pentru tine și ai să-mi complet pe Vera. Nu poți comanda inimii. Dorm cu tine, dar o iubesc pe ea. Ei bine, timpul va arăta. Deja totul a fost făcut. Când totul în viața ta se prăbușește și ți se pare că ești fără speranță, singură în această lume mare, știi că undeva există o cale luminoasă, care te așteaptă. Trebuie doar să încerci să o găsești. Au trecut câteva luni. Vera a intrat la universitate. Acum este studentă în primul an. Ea trebuie să studieze mult, pentru că este obișnuită să fie cea mai bună. Visele de a-și găsi o prietenă au rămas doar vise. Colegele de oraș nu au primit-o bine pe fata modestă și sârguincioasă, care era cea mai bună din grup ea a fost întotdeauna pregătită pentru lecții și a făcut față cu succes la lucrările de control și practice. Din acest motiv, a stârnit iritare în rândul celorlalte studente. Nu o discutau în mod deschis, dar spuneau tot felul de lucruri în spatele ei. Oare va purta aceeași rochie tot timpul acesta? Se poate vedea imediat că a venit din sat, a spus una dintre fetele de la universitate. Ai văzut în ce cizme a venit la facultate? Nici bunica mea nu mai poartă așa ceva, arâste Vera o altă prietenă. Cu o astfel de coafură, doar să mulgi vaca, nu să te afișezi în public. Nici măcar nu se machiază, pentru că, cel mai probabil, nu știe cum, a fost de acord cu ele o altă fată. Ca un vânt al schimbării, Alexandru a intrat în viața Verei. S-au cunoscut întâmplător. Vera a scăpat o carte de studiu din mâini și s-a plecat să o ridice. În același timp, un tânăr s-a plecat după carte și a zâmbit. Zâmbetul lui era tandru, fermecător și atrăgea ca un magnet. De atunci a început prietenia lor. Având în vedere că Vera a fost prietena lui Vlad de la o vârstă fragedă și nu a avut niciodată prietene, apariția lui Alexandru a adus confortul emoțional. Alexandru era în al treilea an la universitate. Era un tânăr plăcut și politicos, se comporta simplu și natural. Lângă el era confortabil și vesel. Alexandru nu încerca să facă o impresie asupra celorlalți, și asta era atrăgător. Vera nu putea să creadă că un tânăr atât de interesant ar putea să o observe. Alexandru, pe de altă parte, a fost atras de frumusețea naturală a fetei și de sinceritatea ei copilărească. Cu un astfel de prieten, Vera a început să ignore vorbele rele și viața a devenit mai veselă. Împreună cu Alexandru, au petrecut mult timp. În zilele libere, se plimbau prin orașul de toamnă. A fost o zi minunată, soarele încălzea cu blândețe, frunzele se roteau în aer într-un dans lent. Aceste costume aurii și roșii ale copacilor pe fundal creau o imagine de fericire și de iubire nouă. Au mers pe Aleia ținându-se de mâini, apoi pe banca Alexandru a sărutat-o pe Vera pentru prima oară. Ea s-a înroșit foarte tare, dar nu l-a împins. Trebuia să umple golul creat după trădarea lui Vlad. Mai târziu, tânăra a reflectat asupra motivelor fericirii sale. Desigur, îi plăcea mult tânărul pentru bunătatea și grija sa emoționantă, și când el i-a propus Verei să-i devină soție, i-a acceptat. Următoarea vară, tinerii s-au căsătorit. Vlad nu trăia cu familia, ci și spășea pediapsa. Soția nu a reușit să devină iubită. Relațiile lor nu puteau fi numite nici măcar prietenești. Totul la ea lirita. Cum vorbește, cum se plimbă, cum râde. Încerca să ignore prezența ei și se culca în pat separat. Primăvara, Vlad a devenit tatăl unui minunat bebeluș fiul i-a dat sens vieții. A fost un tată grijuliu. Se plimba cu căruciorul pe stradă, îl scălda singur, seara, după muncă, se juca cu bebelușul. Ion îl recunoștea pe tătic și își întindea mâinile spre el, dezvelind gura lui fără dinți. Indiferent cât de mult a încercat Svelana să-l facă pe soțul ei să se îndrăgostească de ea, nu a reușit. În inimă, ea se plângea mamei sale, Vlad merge singur la saună. M-am dezbrăcat, am intrat în sauna cu el, l-am mângâiat. Iar el a profitat de mine în tăcere, ca și cum aș fi fost un butuc de lemn în fața lui. Nu m-a sărutat, nu m-a îmbrățișat. Cum să trăiesc cu un astfel de tâmpit? Într-o zi întreagă, nu-mi spune două cuvinte. Nu avem familie, doar o aparență. Se pare că nu se va suporta, nu se va iubi. De ce ne-am căsătorit? Nu există viață pentru el sau pentru mine. Și tu crezi că toți trăiesc din dragoste? Pe mine și tatăl tău am fost prezentați unul altuia înainte de nunta. Nici măcar nu ne-au cerut acordul. Dar trăim și nu ne plângem. Tatăl se poartă bine cu tine, voi trăiți împreună în armonie. Îl iubești? M-am obișnuit în atâția ani. Cred că îl iubesc. Vezi, eu sunt ca și inexistentă. Nu am cu cine să vorbesc într-o zi întreagă. El vorbește cu Ion, îl sărută, dar nu se uită la mine. Și eu i-am născut un fiu. Du-te la părinții lui, să-l pună la punct. Vrei să vorbesc cu ei? Care-i sensul? Nu îl vor putea face să mă iubească oricum, inima nu poate fi comandată. El continuă să o iubească pe Vera. În somn, de câteva ori a strigat-o, și în timpul sexului m numit cu numele ei. Nu știu cât mai pot suporta, sunt încă tânără. Vreau atât de mult să fiu iubită. Dragostea neîmpărtășită este un lucru teribil. Astăzi, în somn, Vlad a visat-o pe Vera. Parcă se plimbau împreună prin pădure, ascultau cântecul păsărilor, se bucurau de soare. Era căldură în suflet. El a sărutat-o pe Vera și a spus, Dacă mă îndrăgostesc, voi iubi pentru totdeauna." Apoi au mers prin sat, iar copiii au strigat în urma lor mire și mireasă. A fost plăcut să auzi aceste cuvinte. S-a întors spre Vera și a atins cu bâlândețe buzele ei. Să știe toți că suntem mire și mireasă." Întreaga lume a încetat să existe. Au rămas doar doi îndrăgostiți, înghețați într-un sărut. Undeva, un copil a început să plângă. Este greu să te trezești după un astfel de vis, dar eu îmi plângea în mod lamentabil. Svelana dormea. Capacitatea ei de a dormi profund și de a nu auzi copilul îl exaspera. A ajuns la pătuțul copilului și l-a luat în brațe pe micuț. Ce s-a întâmplat, fiule? Nu plânge, tata e aici. Hai să-ți fac o porție de lapte și să-ți schimb pantalonii. Micuțul stătea cu capul pe umărul tatălui. Încă mai suspina puțin. Câteva minute mai târziu, sorbea lapte cald din biberon, privind cu ochi mari la omul care era atât de drag. Când biberonul s-a golit, a adormit dulce. Vlad l-a pus cu grijă pe Ion în pătuț și l-a învelit cu pătura. Vlad s-a culcat în pat, rememorând visul pe care tocmai l-a vusese. Era ca un cadou de ziua lui de naștere, care tocmai trecuse. Păcat că a fost atât de scurt. Își amintea ochii ei, ochii triști, frumoși, care îi rămăseseră în memorie din ziua ultimei lor întâlniri. E atât de amar să-ți dai seama că nimic nu se poate schimba. Acum Vera are propria ei familie, iar alt bărbat o îmbrățișează și o sărută. Vera s-a trezit în miezul nopții. Astăzi era ziua de naștere a lui Vlad. Probabil de aceea amintirile au revenit cu forță nouă. Desigur, era fericită în căsnicie. Doar putea visa la un astfel de soț, dar era greu să uiți persoana cu care ai petrecut cea mai mare parte a vieții tale. Trecuse deja mai mult de un an de când se despărțișeră. Brusc. Nu putea să prevadă asta, pentru că relația lor era în plină desfășurare. Își amintea ziua în care Vlad se întorsese din armată. Își amintea cum îi privea în ochi și cum pierdea rațiunea, scufundându-se în adâncul lor. Își amintea cum își găsise curajul să-i spună te iubesc. A fost prima dată în viața ei când a spus acest cuvânt. A fost spus cu voce slabă, nesigură, dar a fost spus cu sinceritate, din toată inima. Atunci se iubeau și voiau să fie împreună, dar acum era clar că asta nu se va mai întâmpla niciodată. Alexandru sforăia lângă ea. Vera se gândea în sinea ei, ce minunat că el a apărut în viața mea! Datorită lui, este posibil să studiezi în liniște la institut, într-o gașcă de fete pline de farmec. Cu el este sigur, interesant și vesel. Asta, cel mai probabil, este fericirea. Au trecut câțiva ani. Vlad își și mai mult soția. Obiceiurile ei îl la culme în special unul dintre ele, când înainte de culcare, ea trecea pe lângă patul lui dezbrăcată. Svelana de mult timp nu mai aștepta nicio reacție la corpul ei. Ea doar voia să le nerveze pe Vlad. Îi răspuna pentru tinerețea pierdută. Deși avea un soț viu, nu era nici văduvă, nici femeie căsătorită. Nu avea pe cine să mângâie, să sărute sau să spună un cuvânt bun să trăiești cu o femeie pe care nu o iubești, chiar și pentru copil, e o încercare grea. Vlad aștepta ca Ion să crească pentru a putea părăsi familia. În acest an, fiul său a terminat clasa întâi. În curând va deveni un bărbat. Lui Vlad îi plăcea curiozitatea băiețească a lui Ion. Îl ajuta cu plăcere pe tatăl în gospodărie. Putea să privească ore în șir pe tatăl său lucrând cu uneltele. În plus, Ion avea un suflet bun. A adus acasă un cățeluș pe care îl dăruise bunicul. Împreună cu tatăl său, au construit o cușcă pentru câine. Acum Ion petrecea tot timpul liber cu noul lui prieten. Îl hrănea, se juca și se plimba cu el. Soarta a rezolvat problema plecării din familie într-un mod dur și fără de ceremonii. În acea zi trebuia să meargă în oraș pentru a obține piese de schimb pentru tractor. Mecanicul l-a trimis pe Vlad, deoarece el avea o bună înțelegere în această problemă, și nu mai era nimeni altcineva. Doar mașina lui era liberă, celelalte lucrau în câmp. Ion s-a dus să se joace cu băieții pe mal. Se distrau jucând fotbal. Jocul a fost oprit de lătratul unui câine. La o distanță mare de mal, un cățeluș se neca, fiind prins într-o plasă. Nimeni nu știa cum ajunsese acolo. Ion, fără să ezite, a sărit în râu pentru a-l salva pe nefericit. A reușit să descurce cățelul, dar nu a avut suficiente forțe să iasă el însuși la mal. A murit pe acel mal, acolo unde părinții săi l-au conceput. Băieții nu au reușit să-și salveze prietenul. Pe mal l-au scos deja mort. În mormântarea, pomenirea, toate s-au întâmplat ca într-o ceață și fără el. Vlad s-a închis și mai mult în sine, nu asta a fost prețul pe care și l-a dorit pentru a pleca din familie. Băiatul său a fost singura bucurie în viața sa mizerabilă. Înmormântându-și copilul, și-a dat demisia, și-a strâns lucrurile, s-a dus la mormânt, a luat rămas bun și a plecat în oraș. Nu mai avea nimic de făcut în sat. Viața nu este fără surprize, care nu sunt întotdeauna plăcute de cele mai multe ori, aruncă la tine boli grave, despărțiri, dificultăți cu părinții și copiii. Până nu de mult, Vera și Alexandru, fiind studenți, stăteau pe o bancă în parc, se bălângăneau cu picioarele în aer, râdeau, se uitau la stelele care se aprindeau în cerul întunecat, se sărutau și visau la viitor. În prezent erau căsătoriți de aproape opt ani. Trăiau în armonie, aveau grijă unul de celălalt, Totul era bine în familie, cu excepția unui lucru Dumnezeu nu le-a dat copii. În viața tinerei femei erau munca, Alexandru și părinții. Vera nu mai mergea în sat pentru a nu revărsa trecutul, dar mama și tatăl se bucurau să le fie oaspeți. Nimeni nu a adus vreodată vorba despre Vlad și despre necazul care l-a lovit. De ce să-ți răni vechi, dacă fiica era în sfârșit fericită? În ultima vreme, Alexandru pleca des în deplasări. Vocea lui la telefon suna trist, fără entuziasmul de altă dată. Mie dor cât de mult mă plictisesc deplasările tale, se plângea Vera. Așteaptă puțin, îmi lipsești și mie, răspundea trist Alexandru. Lucrezi până la epuizare, nu se poate așa. Când ai fost ultima dată în concediu, îți amintești. Promit să mă corectez. Alexandru slăbise, fața lui era palidă, cu vânătăi albastre sub ochi. La întrebările despre sănătate răspundea că totul e bine, doar că e puțin obosit. Dintr-un motiv oarecare, un sentiment de anxietate s-a înfipt în inima verei. După o vreme s-a dezvăluit înșelătoria. Un prieten de familie nu a mai putut să tacă despre boala lui Alexandru. Când el a plecat aparent din nou în deplasare, vechiul tovară și a spus verei adevărul. Era crud. Vera, Alexandru e grav bolnav și mi-a interzis să-ți spun despre asta, dar eu cred că nu mai pot să tac. El nu pleacă nicăieri în loc de deplasări, merge la spital pentru chimioterapie. Cum așa? De ce nu mi-a spus nimic? A întrebat ea cu voce tremurândă. Nu voia să te întristeze, dar lucrurile stau rău pentru Alexandru. Pot să mă duci la el? Desigur. Vera s-a urcat în mașină și a condus toată calea în tăcere. Ea nu înțelegea nimic, sau mai degrabă, refuza să înțeleagă de ce s-a întâmplat așa, de ce viața a decis să le distrugă în mod atât de crud fericirea familială. Vera mergea prin coridorul spitalului. În fața ochilor se derula filmul vieții ei. Alexandru, care a fost o salvare la început la universitate și apoi în viața familială, el a rezolvat toate problemele casnice, a câștigat bine, o răsfăța încetat cu atenții, cadouri. Chiar și acum, aflat într-o stare gravă din cauza bolii, a încercat mai întâi să-și protejeze soția îndrăgită de stres. Vera a intrat în salon. Alexandru dormea sub perfuzie, sub mâna lui era telefonul pentru a putea răspunde soției sale în orice moment. Cât de slab a devenit, ochii să-i păreau să fi căzut în orbite, buzele erau crăpate. Lacrimile au început să curgă la vederea unei imagini atât de dezolante. De ce a ascuns boala când avea nevoie de îngrijire și atenție? Pentru a nu-l trezi pe soțul ei, Vera a mers să caute cabinetul medicilor, pentru a discuta cu doctorul. Un doctor tânăr, monoton și lipsit de emoție, a descris starea de fapt. Vocea lui răsuna ca un eco în capul ei și nu promitea nimic pozitiv. Alexandru nu avea mult de trăit și tot ceea ce avea nevoie în acel moment era calmare și un om drag alături. Picioarele erau ca de vată. Vera a intrat în salon, Alexandru și-a deschis ochii și a zâmbit trist. Ți-au spus totuși de ce mai ținut în necunoștință, este mai ușor să ne confruntăm cu necazul împreună. Nu vreau să-ți fac probleme, a răspuns el, iar fața sa s-a contorsionat de durere. Vera s-a așezat pe pat și l-a îmbrățișat pe soțul ei. A fost o idee proastă. Ne vom descurca împreună, a asigurat Vera. Mi-e teamă că este prea târziu. Am economisit niște bani, îți vor fi de ajuns pentru o perioadă nu vorbi așa, totul va fi bine. A petrecut restul zilei la spital. Ea și amintea de întâlnirea lor, de nuntă, de întâlnirile cu prietenii. Alexandru era încântat să realizeze că acum nu mai era singur. Vera a luat concediu și a petrecut tot timpul în salon lângă soțul ei. Ea stătea lângă patul lui, ținându-i mâna și aștepta. El zăcea nemișcat, privind în jurul salonului cu o privire neconștientă. Uneori ochii lui se opreau asupra unui obiect, și atunci puteai simți tensiunea în ei, ca și cum încerca să-și amintească ceva. Așa a continuat timp de o lună. El zăcea, iar ea stătea lângă el, așteptând un semn de conștiință. Când Alexandru revenea la realitate, Vera se bucura ca un copil. Vorbea încet, fără grabă, cu privirea, desigur. Apoi el dispărea din nou, iar ea aștepta. Cu fiecare zi, discuțiile lor se întâmplau tot mai rar și erau tot mai scurte. Astăzi, ea nu l-a mai văzut revenind. A doua zi, Alexandru a murit. Nu putem anticipa capriciile destinului, întorsăturile, privațiunile și capriciile sale. Cum ar fi vrut să plângă, dar bărbații nu plâng. O lacrimă a înghețat în colțul ochiului. Trebuie să mă liniștesc, să găsesc un motiv pentru a trăi mai departe. Un coleg de clasa al lui Vlad, cunoscând de durerea care îl îndură, l-a ajutat să găsească un loc de muncă cu loc de trai în cămin. Alexei și soția lui, Ecaterina, au plecat din sat cu aproximativ 5 ani în urmă și s-au stabilit în oraș. Un nou loc de muncă, un mediu diferit, oameni interesanți acestea sunt lucrurile care îl pot ajuta să uite. Poate va apărea o femeie care va putea trezi în el sentimente de mult uitate. Avea nevoie vitală de asta dar poți pleca însă nu poți fugi de tine însuți. Vlad se trezea în mijlocul nopții și stătea mult timp întins, privind cu ochi somnoroși la tavanul întunecat și refuzând să se întoarcă la realitate. Încerca cu disperare să readucă în memoria sa cadrele visului său, care erau gata să se scufunde în abisul subconștientului. În capul său răsuna o neliniște. Cum să trăiesc acum, în vis, el era fericit, se plimba cu Ion prin pădure, mergea la pescuit, hrănea rațele pe râu, jucau cu mingea, apoi stăteau pe o bancă în curte și căutau constelația ursul mare pe cerul mepenzit de stele. Toate acestea le trăise Vlad cu Vera și acum, în vis, le proiecta în relația cu fiul său. În cămin, un tânăr atrăgător și singur era considerat un partid bun pentru fetele necăsătorite. Alexei și Ecaterina păstrau cu strângere de inimă secretul amar al lui Vlad, astfel încât să nu fie deranjat cu întrebări și să aibă ocazia să se liniștească. Privit de la distanță, părea ciudat și retras. Însuși Vlad trăia cu amintirile. După muncă și în zilele libere, se plimba prin parc și observa cum mamele tinere se ocupă de copiilor. Într-una din zile, în timpul unei plimbări, S-a apropiat de el un băiețel mic, care încă nu putea pronunța corect unele litere, și a spus bună. Ține-te, rog! I-a întins lui Vlad o armă de jucărie. Vlad, surprins, a luat-o în mâini. Micuțul s-a așezat în genunchi și a început să-și lege cu mare atenție și retul de la pantof. Și retul aluneca de câteva ori din degetele lui. Se străduia și încerca din nou. Băiatul părea să aibă puțin peste patru ani pe fața sa erau încă urme de puf de bebeluș. Obrașii rozaliu de efort, buzele roșii și ochii vioi cu gene lungi toate acestea adăugau la imaginea lui de drăgălășenie. Vlad a simțit o dorință puternică de a l lua în brațe, așa cum o făcea odată cu Ion al lui. Lasă-mă să te ajut, a oferit Vlad. Pot singur. A răspuns cu încredere micuțul, dar se putea vedea că avea un caracter puternic. După câteva minute, a reușit să-și lege șiretul neascultător. Până în acel moment, mama băiatului s-a apropiat de ei. Egor, nu deranja omul, a spus ea fiului său cu un ton educativ. Nu-i nimic, tot este în regulă. Egor a avut o situație neprevăzută cu șiretul, iar arma nu se poate lăsa din mâini. Așa că a cerut ajutor persoanei mai experimentate. Pentru prima dată în ultimele câteva luni, Vlad a răspuns zâmbind. Egor a luat arma în mâini și, alergând deja către o bancă, a mulțumit în fugă. Mulțumesc! Apoi a început lupta cu inamicul invizibil. Băiatul alerga de la un copac la altul, se ascundea și trăcea. Mama micuțului a spus, îmi pare rău că am întrerupt liniștea dumneavoastră. Egor nu are destul atenție bărbătească și se lipește constant de bărbații străini. Nu vă scuzați, chiar mi-a plăcut să vorbesc cu un copil atât de independent. Nu mi-am dat seama pe deplin de fericirea pe care o aveam. De ce? A fost surprinsă fata și l-a privit întrebător pe Vlad. Pentru că când ai ceva, nu apreciezi, iar când pierzi, regreți. Asta mi s-a întâmplat în viața mea. Vlad nu a înțeles cum s-a deschis unei străine. Semăna cu o conversație într-un compartiment de tren, când te poți mărturisi unui vecin de compartiment, știind că îl vezi pentru prima și ultima dată. Femeia s-a dovedit a fi un ascultător recunoscător. A văzut cât de mult avea nevoie de această conversație tânărul necunoscut. El a povestit despre iubirea pe care a trădat-o, despre căsătoria cu fata la Svelana, despre fiul său și despre moartea acestuia. Egor s-a lăsat captivat de joc și nu a interferat cu conversația. Putem să trecem la tu. A întrebat interlocutoarea. Desigur. Da, ai suferit o durere mare, îmi pare rău, este chiar înfricoșător să mă gândesc. Ai încercat să-ți găsești prima dragoste, nu se știe cum i-a mers viața. Poate este nefericită în căsătorie sau a divorțat de mult timp. Vera, după ce s-a întâmplat, a plecat imediat din sat. Ea nu vorbește cu nimeni, iar părinții păstrează secretul vieții ei personale. Am tot gândit în ultima vreme. Dacă atunci nu aș fi fost slab, viața mea ar fi fost cu totul alta. Tot ceea ce mi s-a întâmplat este o pedeapsă pentru nepăsarea mea, doar că este o pedeapsă foarte dură. Nu am dreptul să o tulbur pe Vera, pentru că a iubi în situația mea înseamnă să nu îi tulbur fericirea. Da, și după moartea lui Ion, nu sunt în stare de o relație de iubire. Poate că timpul va trece și gândurile se vor schimba, dar deocamdată este așa, pentru că nu pot să-ți comand inimă. Sunt de acord cu asta, dar tot trebuie să trăim mai departe. Cu timpul, poate că vei putea să-ți deschizi inima pentru o nouă relație, iar viața va prinde noi culori. Mulțumesc că m-ai ascultat. Mă numesc Vlad, iar tu? a întrebat el și pentru prima dată în tot acest timp s-a uitat la ea. Era o blondă drăguță și delicată, cu o față surprinzător de bună. Elena, a răspuns ea și a zâmbit timid. A fost un moment când și eu am avut nevoie de sprijin, așa că nu e pentru ce. Egor, trebuie să mergem acasă. Mult noroc, Vlad. Mă bucur dacă ne vom mai vedea. Poate că se va întâmpla. Ne plimbăm aici de multe ori în weekend. Egor îi povestea mamei sale cu entuziasm despre aventurile sale. Se îndepărta un cet de el. Egor s-a întors și a făcut semn noului său prieten. Acest salut dintr-o mână pufoasă i-a amintit lui Vlad de mâna lui Ion melancolia a năvălit cu forță nouă asupra lui. Chiar dacă Vlad a părăsit satul, nu a reușit să se desparte imediat de Svelana. Ea, pierzându și fiul și apoi pe soțul ei, a început să bea mult. Oamenii o compătimeau și cu asta îi justificau slăbiciunea pentru alcool. Zvonurile din sat spuneau că Vlad se stabilise în oraș. Asta a enervat-o foarte mult. Prin intermediul părinților Ecaterinei, Svelana a reușit să afle unde locuiește acum Vlad. Ura pe care o avea pentru soțul ei a împins-o la acțiuni raționale. A venit la cămin și a făcut un scandal beată, a lovit ușa camerei lui, a plâns, l-a acuzat pe soțul ei de viața distrusă și de moartea fiului lor. Toată lumea din cămin a devenit martorul vieții lor private. Desigur, nu a reușit să-i strice reputația lui Vlad. Surprinzător, după acest spectacol, opinia publică a luat partea tânărului modest, nu a fetei dezordonate și beată. Se poate spune că acest eveniment l-a făcut mai vizibil, dar nu a avut niciun efect asupra deciziei sale privind la căsătorie. El era încă singur, lucra și trăia cu amintirile. Atât de mulți ani au trecut și inima lui este încă ocupată de Vera, chiar dacă era o femeie gata să-i fie un companion loial. Nu a funcționat, nu poți comanda inima. Nu a mai mers deloc în sat. Supărarea pe părinți pentru că s-au interferat în viața lui personală nu a dispărut. Nu s-a îngrijorat de bunăstarea lor, știind că bătrânii trăiesc cu familia surorii lui mai mici. Înțelegând că va trebui să-și trăiască viața în singurătate, el nu aștepta milă de la soartă. În ajunul aniversării a 69 de ani, Vlad a avut un accident vascular cerebral o lună de tratament intensiv în spital. Mobilitatea a fost recuperată parțial. Având în vedere că nu avea pe nimeni să aibă grijă de el, după spital a fost transferat la un azil pentru persoanele în vârstă. Până în acel moment, nu îi păsa unde și pentru ce trăiește. Este iarnă în oraș, ninge, strada doarme, este liniște, deci pentru oraș acest lucru este rar. Vera se uita pe fereastră la felinarul care luminează în soarea. Vântul mătură fulgi de zăpadă și îi face să se rotească. Nu vrea să doarmă. Zăpada și liniștea oferă o ocazie pentru gânduri și amintiri să se desfășoare. Parcă doar ieri a venit în oraș să studieze, iar acum este pensionară. Poate fi făcut un rezumat al vieții. În ceea ce privește studiul și munca, totul este la cel mai înalt nivel. După ce a absolvit institutul, Vera a început să lucreze mai întâi ca economist, apoi a condus un întreg departament. Acolo a avut și autorealizare și respect și comunicare. Dar în viața personală a rămas singură. În loc de prieteni și rude, în consolare au rămas doar amintiri. Acestea agită conștiința și te duc înapoi în vremea când părinții erau în viață, când copacii păreau mari, când ea avea o iubire, mare și strălucitoare părea că nu ar putea fi altfel. Dar viața este complicată. Pune capcane, încurcă și lasă în urmă ceea fără ce este dificil să trăiești în etapa finală a drumului. Alexandru a murit, părinții nu mai sunt de mult timp. Să lași în viața ta o persoană străină este o treabă nerecunoscătoare sau pur și simplu nu a găsit pe cineva care merită. Cu toate că au existat încercări din partea bărbaților de a-și oferi mâna și inima, pentru a avea cu cine să aibă conversații sufletești pentru restul vieții și, așa cum se spune, pentru a avea pe cineva să ofere un pahar cu apă. Dar inima nu tolerează falsul. Lângă tine ar trebui să fie o persoană apropiată în spirit, unică și iubită. Dar Vera nu a mai întâlnit astfel de persoană. Nu are nici măcar un copil care să-i poată însenina existența în bătrânețe. Viața zboară, rupând filele calendarului și purtându-le cuvântul într-o direcție necunoscută. Acum este vizitată de un asistent social de trei ori pe săptămână. Sănătatea nu este atât de rea. Presiunea oscilează și curăță inima, dar asta nu este cea mai gravă. Cel mai înspăimântător este singurătatea. Când o zi seamănă cu alta. Când nu ai pe nimeni cu care să împarți masa când nu-ți mai pasă cum arăți și pentru ce trăiești. Irina, asistentul social care o ajută cu treburile casnice, a sugerat să se mute la un azil pentru bătrâni în cazul în care starea de sănătate se înrăutățește. În ultima vreme, Vera a început să se gândească mai mult la asta. Ea se teme tot mai mult de singurătate, iar acolo trăiesc oameni. Zăpada continuă să danseze cu liniștea în lumina felinarului plictisit. O armată de fulgi de zăpadă, alungată de vânt, umblă pe străzi și curți, uitându-se pe ferestrele caselor. Poate că această liniște și zvonurile ușoare ale furtunii vor oferi cuiva un somn frumos și plăcut. Veronica va sta mult timp la fereastră. Îi place liniștea, sau mai degrabă s-a obișnuit cu ea în ultimii ani. Liniștea este bună, ca o zână, care nu va face niciodată nimic rău. Îi iubește și se îngrijește de toți, dar este deznădăjduit de singură. Astăzi, brusc, lumea a devenit plină de culori strălucitoare. Vera a coborât din taxi și, fără grabă, a mers spre intrarea ei. Zăpada strălucea la soare și scârțâia sub picioarele ei. De ce n-am observat de mult frumusețea iernii? Deși este frig, dar are o anumită măreție în albul ei pur, medita ea în sinea ei. Vera și-a petrecut întreaga zi reflectând. S-a lăudat că s-a decis să meargă la azil și că a ajuns acolo la momentul potrivit. Dacă ar fi ajuns acolo câteva minute mai devreme sau mai târziu, întâlnirea ar fi putut să nu aibă loc. Când s-a întors acasă, a plâns, a râs și și-a amintit. Decizia de a-l aduce pe Vlad acasă i-a venit încă de acolo. Acasă, în grijă și atenție, el ar putea avea mai multe șanse de a se recupera. A evaluat ce transformări trebuie făcute în casa ei pentru a căstui. Ziua s-a transformat nu observat în seară și a venit noaptea. Fiind sub impresia evenimentelor din ziua precedentă, nu a putut să adormă deloc. Își imagina cum îi va spune lui Vlad această veste mâine. Nu putea să amâne, pentru că atâția ani din viață s-au scurs în zadar și își dorea atât de mult să se bucure de fericirea familială. În zori, cu aceste visuri și discuții, a adormit foarte puțin. La șapte dimineața, Vera s-a uitat speriată la ceas, părându-i că a trecut mult timp. Lumina bălândă a lunii se strecura prin perdelele deschise. Pentru a nu se pierde în haosul emoțiilor, Vera a pus ceainicul pe foc și a încercat să se calmeze. Un mic dejun ușor, pregătiri rapide, taxiul aștepta la intrare și, însoțită de răsăritul de iarnă, era deja în holul azilului. După excursia de ieri, a găsit cu ușurință camera potrivită și a bătut la ușă. Din spatele ușii s-a auzit vocea lui Vlad. Intrați! Este plăcut să încep dimineața cu astfel de surprize. Vlad a fost încântat de întâlnire. Astăzi arăta mult mai bine. Era bine ras și chiar tuns. O cămașă nouă cu pătrățele, pantaloni sport proaspeți și un zâmbet fericit pentru a completa imaginea. Vera, bună dimineața! Ce bucuros sunt să te văd!" a spus el. Doamnă dragă, bună dimineața! El mi-a vorbit mereu despre dumneavoastră, a salutat-o domnul Pavel. Bună dimineața! Mă întreb ce a putut spune Vlad despre mine." A întrebat Vera și un zâmbet a împodobit fața ei. Doar de bine că ești cea mai bună și cea mai frumoasă femeie din lume și cu asta este greu să nu fiu de acord. Ei bine, mă duc tradițional după presa proaspătă, iar voi să nu vă plictisiți aici, a zâmbit viclean vecinul. Gata plec, altfel mă îndrăgostesc. La noi, bătrânii, se întâmplă repede. Pe cel care spune un cuvânt bun îl iubim, a glumit Pavel, târându-și papucii prin coridor. Ce bătrân amuzant și foarte delicat, a spus Vera când ușa camerei s-a închis. El este un om minunat, a predat toată viața la universitate, soția sa s-a ocupat de el toată viața și când a rămas văduv, a fost ca și cum ar fi rămas orfan, nu este deloc pregătit pentru viață și nu are nevoie de nimic în afara de ziare și cărți. Aici e bine că există o bibliotecă, își petrece tot timpul liber acolo, o femeie plăcută și educată lucrează acolo, deci are conversații sincere cu ea și o ajută. Are un fiu, dar trăiește în Canada de mult timp și nu-și amintește prea mult de tatăl său. Aici, câți oameni, atâtea vieți frânte, Vlad a povestit trista povestea bătrânului. Iar tu? Iar ce eu? La fel ca toți, mi-am stricat toată viața cu impulsul tinereții, am trăit o viață, dar nu am ce să mă amintesc, complet singur. De ce nu m-ai căutat? Vera s-a uitat fix în ochii lui Vlad, care s-a înroșit și s-a umplut de lacrimi. Eu nu știam nimic despre tine, în afară de faptul că te-ai căsătorit. Nici în sat nu știa nimeni nimic. Părinții tăi nu au vorbit despre cum și unde trăiești. Am fost convins până acum că ești fericită în căsătorie. Trebuie să recunosc că nu am menținut relații cu nimeni din sat. Știi, nu am dormit deloc azi noapte, nu puteam să-mi controlez emoțiile. M-am gândit că dacă nu te superi, te invit să locuiești cu mine. Apartamentul este mare și ne vom simți confortabil împreună. Singurătatea este un lucru înfricoșător. Nu m-am interesat de azil pentru o viață bună. În ultima vreme mi-e frică să mor singură. Ce crezi? Vera, nici măcar nu îndrăzneam să presupun așa ceva. După cuvintele sincere, Vlad nu a mai putut să-și țină lacrimile. Vera s-a așezat lângă el pe pat și l-a îmbrățișat. Amândoi plângeau, neputând să-și creadă fericirea și posibilitatea de a trăi în dragoste în timpul rămas. Îmi este rușine că tu mi mâna de ajutor, deși nu merit asta. Tu chiar m-ai iertat. Atâția ani au trecut, de ce să ne amintim de trecut? Dacă nu am avut curajul să lupt pentru fericirea mea atunci, cel puțin acum să nu ratăm ocazia de a ne bucura din nou de viață. Eu ar trebui să-ți fac propunerea, a zâmbit Vlad prin lacrimi. Tu deja ai făcut-o și eu am fost de acord. Deci tot ce rămâne de făcut este să ne căsătorim, a fost de acord Vera. Două săptămâni mai târziu, tinerii nu prea tineri s-au căsătorit. Personalul azilului a venit în întâmpinare și a organizat înregistrarea în sala de acte. Oaspeții au fost rezidenții instituției. Au pregătit mese festive pentru ei în cantină. Tinerii s-au întors acasă cu taxiul pentru a trăi viața de familie. Astfel de evenimente nu se întâmplă des în astfel de instituții, așa că această nuntă a tulburat conștiința persoanelor în vârstă pentru mult timp. Acum, în azil, romanele de dragoste sunt populare, care sunt transmise din mână în mână, și după citirea cărora urmează o discuție intensă. Un alt eveniment fericit a avut loc după căsătoria Vera și Vlad. Dragostea este ca o epidemie. A fost infectat și domnul Pavel. A îndrăznit să-i facă o propunere bibliotecarei sale și a primit un răspuns afirmativ. Acum camera lor fericită este goală și așteaptă noi rezidenți. Se spune că camera aduce noroc. Ce ține despre eroii noștri, în sfârșit viața lor s-a îmbunătățit. Vlad s-a recuperat rapid cu grija verei. Trăiesc în armonie, dragoste și înțelegere. Iar vara ei planifică o călătorie la mare pentru tratamentul sanatorial. Ne rămâne să ne luăm la revedere de la Vera și Vlad. Să trăiască restul vieții lor departe de ochii străinilor. Pentru că fericirea iubește liniștea. Păstrați dragostea. Inima nu poate fi comandată. Va iubi indiferent de despărțire și de ani.